O româncă de 30 de ani din Oradea a fost omorâtă într-o localitate din Irlanda, unde se stabilise în urmă cu trei ani cu prietenul ei, tot român. Potrivit presei locale, dar și declarațiilor familiei victimei, suspect de crimă ar fi chiar logotnicul tinerei. Bărbatul i-ar fi spus unei prietene că a avut un vis în care își omora iubita și când s-a trezit, femeia de lângă el nu mai trăia. Poliția trebuie să facă lumină în acest caz. Ioana plecase din Oradia în urmă cu trei ani și se stabilise recent în oroșelul irlandez Roatart, împreună cu logotnicul ei, tot Femeia în vârstă de 30 de ani lucra la o firmă de securitate, iar partenerul ei se ocupa de aprovizionarea unui spital. Cei doi plănuiseră să se căsătorească anul viitor, dar în ultima vreme ar fi avut probleme cu banii, iar bărbatul era din ce în ce mai îngrijorat. Roxana Devan, prietena victimei, spune Ea voia să-și ia liber o săptămână și lui cred că nu prea i-a convenit chestia asta. Că el era liber, era bolnav, își lua și ea și se gândea acum cine mai plătește ratele. Și eu cred, părerea mea, că de acolo ai spucnit o ceartă între cei doi. Cearta ar fi degenerat, iar bărbatul și-ar fi ucis locotnică. Apoi a sunat în România să spună ce a făcut. Rudele și prietenii l-au sunat înapoi să verifice vestea terifiantă. Polițiștii care au ajuns la locul crimei au declarat decesul victimei. Un șoc a fost și pentru familia tânărului, care nu își explică ce s-a întâmplat în locuința celor doi. Dănuț Dobra, tatăl suspectului, eu, după părerea mea, a luat niște pastile, acolo, pentru stres. Poate au fost și prea tari. A programat nunta, trebuia să dea invitații acum la sărbători. Și familia ei doar știe că s-or fi iubit mult și extraordinar o ținut unul altul. Lidia Păcală, sora victimei, spune... Chiar s-au înțeles bine și noi am înțeles. Pe Ioana o vedeam foarte îndrăgostită de el și îl iubea foarte mult, deci nu știu ce a fost în capul lui. Purtătorul de cuvânt al poliției locale a confirmat că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reținut și urmează să apară în fața judecătorului. O anchetă urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat. Relatează știrile protv.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, hranata.